Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Nu uitați să dați like. Lăsați comentarii cu personajul vostru preferat. O dragoste, episodul 22. Întorși acasă, Nursema se pregătea să-și exprime nemulțumirile față de Abdullah, care avea de gând să-i mărturisească că simte altfel pentru o altă femeie. Supărată, Pembe îi spune lui Abdullah că nu ar putea suporta o altă veste proastă. Însă înainte ca Abdullah să-și poată deschide gura, Nursema simte o schimbare de inimă și îl oprește. Mai târziu, Abdullah o asigură că nu există și nu va exista niciodată nimic între el și Alev. Fatih îi rezervă o surpriză plăcută lui Doga, ducând-o să-și aleagă o mașină nouă. În timp ce erau la showroom, o vânzătoare atrăgătoare îi acordă o atenție specială lui Fatih, invitându-le mai târziu singur la magazin sub pretextul unei probleme cu culoarea mașinii. Doga apreciază gestul, dar își afirmă independența, refuzând să-i permită lui Fatih să-i controleze viața, alegând o altă clinică pentru stagiul său practic de stomatologie. Abdullah îi mulțumește lui Doga pentru ajutorul acordat Nursemei, dăruindu-i un colier. Apoi, recunoscător, îi adresează și lui Alev un cuvânt de mulțumire, oferindu-i un ceas și un buchet de flori. El își cere scuze pentru deranjul pe care l-a creat prin confesiunea sa și promite că relația lor va fi doar de prietenie de acum înainte. Fără a mai discuta despre sentimente. Netehan se trezește în mijlocul unei încurcături când un coleg îi plasează un stick cu conținut ilegal în geantă. Când Cimen și Kivilim descoperă imaginile de pe stick, Kivilim decide să respecte regulile și să aducă problema în atenția Consiliului de Administrație. Deși este convinsă că stick-ul nu îi aparține lui Metehan, nu poate dovedi acest lucru. În momentul în care Metehan este reținut de poliție pentru declarații, Omer intervine afirmând că stick-ul îi aparține lui. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.